Look what I've done. Că uite la ce am făcut. And what could have been a wonderful relationship will be torn in two. Și ceea ce ar fi putut să fie o relație minunată va fi ruptă în două. Physical contact is not necessary. Contactul fizic nu este necesar. But rather it will destroy. Ci te va distruge. And parents, you need, and pastors. Și părinților și pastorilor. You need to figure out a way. Trebuie să găsiți o cale. Where they can be together. Prin care tinerii pot să fie împreună. With a degree of privacy. Să aibă o anumită viață cât de cât privată. But never behind closed doors. Însă niciodată în spatele ușilor închise. That's why in the old homes they used to have a room called a parlor. De aceea în vechile case aveau o cameră care era destinată întâlnirilor pentru conversații. Where people could sit. Unde oamenii puteau să stea pe scaune. With a big open area that didn't have a door. Într-o zonă deschisă care nu avea uși. Where a young couple could talk. Unde un tânăr și cu o tânără puteau să stea de vorbă. And share things. Și puteau să împărtășească lucruri. And every few minutes the dad could walk by with a gun. Și de fiecare dată, la câteva minute, tatăl putea trece pe acolo cu o armă în mână. Now I know we're laughing. I know we're laughing. Și știu că râdem. But listen, this is true. Însă lucrul acesta este adevărat. You say you're brethren. You say you're the brethren church. Spuneți că sunteți biserica creștină după Evanghelie. And you have a long heritage. Și aveți o istorie lungă. Of people who wanted to be true Christians. A multor oameni care și-au dorit să fie creștini adevărați. Separated from the world. Separați de lumea aceasta. Beautiful and pure. Frumoși, cu o viață pură. These things can help. Lucrurile acestea pot ajuta. Young people, marriage is so wonderful. Tinerilor, căsătoria este atât de minunată. And all the physical contact is a blessing from God. Și contactul sexual este o binecuvântare de la Dumnezeu. But only in the context of marriage. Însă numai în contextul căsătoriei. I know you trust yourself. Și știu că aveți încredere în voi înșivă. But that's your biggest mistake. Dar asta este greșeala voastră cea mai mare. Let's say that I preach for 7 days in this church. Să spunem că predic preț de 7 zile în biserica aceasta. And they put me, they give me a little apartment to live in. Și îmi dau un apartament în care să locuiesc. And it's got a little kitchen. Și are o bucătărioară mică. And one morning the pastors come to visit me. Și într-o dimineață pastorii vin să mă viziteze. And they knock on the door. Și bat la ușă. And a single woman from the church opens the door. Și o tânără necăsătorită din biserică deschide ușa. If the pastors are men of God, they're going to be disappointed and furious. Dacă pastorii sunt oameni ai lui Dumnezeu, o să fie dezamăgiți și furioși. They're going to walk in and say, Brother Paul, what are you doing? O să intre acolo și o să întrebe, Frate Paul, ce faci aici? Now let's say I'm standing there at the oven with an apron on. Acum să spunem că eu stau acolo în fața cuptorului cu un shorts pe mine. And I say, well, I'm making cookies. Și eu spun, pregătesc niște prăjituri. You say, what? Tu mă întrebi, cum? Well, this lady last night shared with me her cookie recipe. Tânăra aceasta a venit aseară ca să-mi dea și mie rețeta ei de prăjituri. And I said, come on over, let's make some cookies. Și eu i-am spus, vino să facem niște prăjituri împreună. The pastors are going to have smoke coming out of their ears. Pastorii o să aibă fum ieșindu-le pe ei. They're going to say, what are you doing? O să spună, ce faci aici? They're going to have to contact my pastors back home. O să trebuiască să-i contacteze pe pastorii mei înapoi acasă. They're going to have to cancel the meetings. O să trebuiască să anuleze toate întâlnirile. I may lose my entire ministry. Pentru că s-ar putea să-mi pierd chiar și întreaga mea slujire. But I tell them, look, we didn't do anything. Însă eu le spun, dar n-am făcut absolut nimic. We were just making cookies. Și doar făceam prăjituri împreună. And they're going to say, how could you put yourself in such a dangerous situation? Și ei o să mă întrebe, cum ai putut să te pui pe tine într-o situație atât de periculoasă? How can you put your teenagers in such a dangerous situation? Cum puteți să vi puneți pe tinerii voștri într-o asemenea situație periculoasă? If it's dangerous for me, dacă este periculos pentru mine, I'm 47 years old. 47 de ani. I got a lot more to lose than a teenager. O să pierd mult mai mult decât pierde un tânăr. I'm 47 years old. 47 de ani. I'm tired. Sunt obosit. I don't care about those things as much as teenagers. Nu pasă de acele lucruri atât de mult cât le pasă tine. So you won't trust me? Așa că nu vei avea încredere în mine? But you'll allow your teenagers to do the very thing you won't trust me with? Dar îi vei lăsa pe tine să facă lucrurile în care
Nu ai încredere în mine? Do you see how crazy that is? Vedeți cât de nebună este ideea aceasta? If someone looks at you and says, "Well, don't you trust your children?" Și dacă se uită cineva și spune, "Dar nu ai încredere în copiii tăi?" Just look at them and say this. Uită-te la ei și spune, "No." Nu. Because I don't even trust their dad. Pentru că nu pot să am încredere nici măcar în tatăl lor. The Bible tells me not to trust myself. Biblia îmi spune să nu mă încred în mine însumi. You see, God teaches us wisdom. Vedeți, Dumnezeu ne învață înțelepciune. Not to hinder our life. Nu să punem piedici vieților noastre. But to have a blessing. Și să avem parte de binecuvântare. Guys, you think it's important for a girl to make it to the altar pure? Credeți că se poate ca o tânără să se prezinte la altar pură fiind? Well, it's important for a guy to do the same thing. E important pentru un tânăr să facă același lucru. Don't be like many of us and destroy your life. Nu fiți ca mulți dintre noi care și-au distrus viețile. Many of us came to Christ late in life. Unii dintre noi s-au întors la Hristos mai târziu în viețile lor. We lived like the world before we came to Christ. Și am trăit ca și lumea aceasta înainte să ne întoarcem la Hristos. And we regret it. Și acum regretăm. You don't want to live with regrets. Nu vrei să trăiești cu regrete. You want to restore the beauty to life. Vrei să restaurezi frumusețea în viața ta. Where you act like a noble son of God. Și să acționezi ca un fiu nobil al lui Dumnezeu. And you treat the girl with dignity. Și să le tratezi pe fete cu demnitate. And fear. Și cu teamă. You love her. S-o iubești. You care for her. Să-i porți de grijă. And you want to come together to raise up a wonderful heritage. Și să puteți să veniți împreună și să lăsați o moștenire nemaipomenită în lumea aceasta. If the people out in the world heard me preaching this, și dacă oamenii din lume m-ar fi auzit predicând lucrurile acestea, they would mock. Și-ar bate joc. Maybe even some of you young people will leave here tonight and laugh. S-ar putea ca unii dintre voi tinerilor să plecați de aici în seara aceasta și să începeți să râdeți. Doesn't bother me. Nu mă deranjează. Because on the day you stand before Christ, you'll see how wrong you were. Pentru că ziua în care vei sta înaintea lui Hristos, vei vedea cât de greșit ai fost. The world would mock. Lumea își va bate joc. That ought to tell you what I'm saying is true. Și asta ar trebui să spună că ceea ce spun este adevărat. Oh, young people, you can have such a wonderful youth. Oh, tinerilor, puteți să aveți o tinerețe atât de frumoasă. Instead of running around like animals seeking a mate, în loc să alergați ca niște animale care își caută un partener, you ought to press on to know Christ. Ar trebui să țintiți tot mai departe încercând să-L cunoașteți pe Hristos. To be in the very center of God's will. Să fiți în mijlocul voii lui Dumnezeu. To grow in character and integrity. Să creșteți în caracter, în integritate. To serve the Lord with your youth. Și să-L slujiți pe Dumnezeu cu tinerețea voastră. Keep your eyes on Christ. Și să vă țineți ochii ațintiți asupra lui Hristos. And then God will bring the person that He has made for you. Și atunci Dumnezeu vă va aduce persoana care a pregătit-o pentru voi. I know I've said a lot. Știu că am spus multe lucruri. But I gotta get on an airplane in the morning. Trebuie să mă urc și pe un avion.